Remanierea guvernului Gavriliţa nu e luată în calcul și nu au loc astfel de discuții în interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate. Asta a declarat vicepreședintele Parlamentului și vicepreședinte PAS Mihai Popșoi la emisiunea Vțentrebnimania de la Publica TV. Potrivit lui, miniștrii din actualul executiv fac față situației, chiar dacă țara trece prin mai multe crize. Правительство Натальи Гаврилицы, на ваш взгляд, продержится в том же составе или, по крайней мере, во главе будет Наталья Гаврилица до окончания мандата этого парламента или, возможно, другие варианты? Ну, я, по крайней мере, не вижу предпосылок для того, чтобы какие-то серьезные изменения в этом смысле вносить. И очень хочется верить, что таких предпосылок и не будет. Popșoi a subliniat că echipa guvernamentală se bucură de sprijinul majorității parlamentare, dar a adăugat că activitatea fiecărui ministru este evaluată. У нас полнейшая поддержка наших коллег из правительства, но надо быть искренними, нет предела совершенству. Мы искренне будем оценивать на каждом этапе. Mai mulți analiști politici sunt de părere că remanierele guvernamentale sunt inevitabile din cauza crizelor succesive prin care trece țara, fie că e vorba de cea pandemică sau de cea energetică sau de scumpirile produselor alimentare. Mai mult, opoziția parlamentară și partidele extraparlamentare au solicitat de mai multe ori demisia unor miniștri sau a întregului guvern.